Matei capitolul 4, 1 la 4, Evrei capitolul 4, 14 la 16 inclusiv. Să ascultăm cu bucurie aceste cuvinte atât de frumoase și folositoare pentru noi în dimineața aceasta. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 4, versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre. Ci unul, ca în toate lucrurile, a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, la scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amen. Ocupăm locul cu toții. Iubiților, deși noi ca și poporul Domnului căutăm și trăim o viață în apropiere de Domnul și de Dumnezeul nostru, deși se întâmplă toate aceste lucruri, atunci când trecem prin perioade grele în viață, atunci când trecem prin încercări, ni se pare, la majoritatea din noi, ni se pare că Domnul este departe de noi. Îl vedem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu transcendent care este undeva distant și ne gândim că noi suntem prea mici ca să fim băgați în seamă. Și astfel, vrem, nu vrem, tendința în viața noastră este să punem la îndoială dragostea lui Dumnezeu care o are față de noi. Pentru că se pare căci Dumnezeu nu mai ne iubește, nu mai este interesat în rugăciunile noastre, în cauzele noastre, în durerile noastre. Suntem ispitiți să gândim că a uitat de noi și chiar dacă ar fi Dumnezeu, avem tendința să gândim, poate Dumnezeu chiar nu e în control de toate lucrurile. Pentru că dacă ne-ar iubi și dacă ar fi în control de toate lucrurile, atunci nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu noi. Și avem tendința să punem sub semnul de îndoială suveranitatea lui Dumnezeu. Sau ne gândim, atunci când trecem prin greutăți în viața creștină, că Dumnezeu nu mai este chiar interesat în noi. Se joacă cu emoțiile noastre și poate chiar ne vrea răului, place să ne chinuie. Pentru că așa are tendința mintea noastră influențată de cel rău să ne ispitească cel rău, să gândim astfel de gânduri. Și atunci, Sfințenia și bunătatea lui Dumnezeu este pusă la îndoială. Putem ști când se întâmplă astfel de lucruri, putem ști că aceste gânduri ispititoare vin din partea diavolului în viața noastră cu scopul de a pune la îndoială dragostea, purtarea de grijă, provizia care Dumnezeu o are față de copiii lui și care ne-a promis că o va avea față de noi copiii lui și dorința ispitei, dorința ispititorului este să ne distrugă încrederea în Dumnezeu. Pentru că știe că în momentul când ne distruge încrederea în dragostea, suveranitatea, bunătatea și sfințenia lui Dumnezeu. Mintea noastră și viața noastră, mult mai ușor, are tendința să o ieie razna și să ne facem după plăceri, sau cum spune vorba populară românească, să ne facem de cap. Astfel de ispită, iubiților, a fost prezentată de diavolul din vechime. Este o metodă veche și repetă această metodă pentru că este deosebit de eficace pentru cel care este neatent, pentru cel care este nealert, pentru cel care nu cunoaște mașinațiile celui rău, metodele celui rău de a încerca să ne distrugă viața și credința. Asaf, un om special, a lui Dumnezeu și fiului lui, s-au confruntat cu problema aceasta. Observați Salmul 73, versetul 2 și 3 și apoi 11 la 14. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi să alunece pașii. Când mă uitam cu jind la cei nesocotiți și când vedeam fericirea celor răi. Apoi versetul 11 și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și versetul 13, degeaba, dar m-am curățit eu inima și m-am spălat mâinile nevinovate. Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Mă rog, citesc, vin la adunare, îmi mărturisesc păcatul. M-am rugat pentru cauza A, B, C. Nu de un an, nu de doi, nu de trei. Și vecinul, care știu eu cum e viața lui, nu are nici problema A, B, C, merge atât de bine. Și parcă Dumnezeu ori a adormit, ori nu mai mă iubește, ori de fapt nu este suveran și nu este în control de toate lucrurile. Ispita Asaf. Este o altă ispită. Ispita Iacov și Israel. De aceeași natură. Un pic de diferență subtilă. Isaia, capitolul 40, versetul 27, ne prezintă aceeași problemă. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Pentru ce zici tu, drag popor a Domnului? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului. Și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Emoții comune pentru poporul lui Dumnezeu când sunt sub asaltul celui rău. S-a auzit vorbind atât de frumos în limba engleză în dimineața aceasta despre perioada în care poporul Israel s-a întors înapoi din robia babiloniană, încercările prin care au trecut și observați în Maleahi, capitolul 3, versetul 13 la 15, metoda care a început cu îngrădina Edenului, cu Adam, continuă până la sfârșitul Vechiului Testament, și poporul întors din Robia babiloniană notează: Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mă întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Ce critică am adus împotriva ta, Doamne? A zis: Degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui? Am umblat triști înaintea domnului oștilor. Acum, fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei spitesc pe Domnul și scapă. Da, iubiților, prima ispită, care diavolul a aruncat-o la fiul lui Dumnezeu, care era sută, la sută om. A fost un astfel de ispită. Pe lângă faptul că am notat data trecută la cina Domnului, căci această primă ispită de a transforma, de a schimba pietrele în pâini, a pus sub semnul de întrebare și a atacat și a negat cuvântul lui Dumnezeu și vericitatea cuvântului lui Dumnezeu am văzut căci a pus sub semnul de întrebare metoda și înțelepciunea lui Dumnezeu în ce privește planul mântuirii, spunând că Mesia nu trebuia să sufere și să rabdă în lumea aceasta și era destul umilința la care s-a supus Domnului Iisus Hristos în această primă ispită a diavolului. El a încercat să pună la îndoială în viața Domnului Isus Hristos și mintea Domnului Isus Hristos, a încercat să pună la îndoială dragostea, provizia, suveranitatea și sfințenia lui Dumnezeu cu un scop precis, să-L convingă pe Domnul Isus Hristos să ia lucrurile în mâinile Lui, călcând astfel voia lui Dumnezeu Tatăl. De aceea, în dimineața aceasta, în scurte cuvinte, aș dori ca să medităm la un subiect real, contemporan. Când rachetele adversarului vin. Când dușmanul care este aproape de noi lansează forțe din aer, rachete, când își trimite trupele pe pământ să atace viața creștină și aceasta va veni și vine în fiecare viață și vine nu o dată pe an, ci vine de mai multe ori. Ce poate face un creștin autentic, un creștin adevărat? Ne vom uita la, această, la, acest pasaj și întâi vom vedea care a fost ispita reală în viața Domnului Isus Hristos, după care vom vedea răspunsul dat de Domnul Isus Hristos, vom trage câteva concluzii și vom aplica textul la nevoile vieții noastre. Întâi, ispita. Observați cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu din versetul 3, Matei capitolul 4, versetul 3. Ispititorul ce a făcut? S-a apropiat. He drew near. Cuvântul apropiat în limba greacă înseamnă a căuta, a te apropia pentru a căuta favoare. Pentru a încerca să fii aproape. Mă, nu uitați, Domnul și Dumnezeul nostru a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Vis-a-vis -vis de umanitatea Domnului Isus Hristos, care trebuie să le ținem mereu împreună, că altfel greșim. Vis-a-vis -vis de umanitatea Domnului Isus Hristos, înșelătorul, lingușitorul, a încercat să se apropie de el și să pună problema cum a conceput-o el. Nu cum este real. Și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Cred că ești, e clar că ești, că și dracii cred și se înfioară. Dar dacă ești, mărturisește despre tine. Fă ceva. Că e scris că atunci când va veni Mesia, orbii vor vedea, șchiopii s ridica. Se va întâmpla ceva, fă acum, la sugestia mea, ca să credem. Acesta este modul în care diavolul își încadrează argumentul. Forma în care diavolul pune problema. Acum, pentru mine, am fost la Google Translate, și a își încadra argumentul sau a pune problema, face un pic de sens, dar nu chiar. Sper că pentru dumneavoastră face mai mult sens. Pentru mine, în engleză, face sens mult mai bine. Și știți cum se spune problema aceasta în, în, în engleză? This is the way the devil frames the argument. This is his propaganda. These are his headlines. Așa pune diavolul problema. Și ne gândim, dar ce baiu cu lucrul acesta? Dacă ești fiul lui Dumnezeu, s-a apropiat de el, mare lucru, fă o minune. Îndeplinește-ți nevoile legitime de hrană și de pâine. Acest argument este adus în fața Domnului Isus Hristos să-L convingă pe Domnul Isus că Dumnezeu nu mai este interesat în el că l-a părăsit. Este distant și este singur. Prezent cu fiarele sălbatice. Nemâncat, nebăut. Acum, noi ca și Biserica Domnului Iisus Hristos aici, cei care pot și au sănătate și putere suficientă, o zi pe săptămână, încercăm anul acesta ca să stăm înaintea Domnului. Dar, dragilor, cum vă simțiți după cam pe la ora 4? Ne doare capul, suntem mai agitați. Ai zice că în ziua de post ne-am liniștit, ne-am potolit, dar we get hypoglycemic, zahărul scade și ne agităm. 40 days and 40 nights nu mâncare, nu băutură. Deja în diavolul cunoscând umanitatea Domnului Isus Hristos, a gândit să sugereze că Dumnezeu nu-L mai iubește, deși a declarat că este Fiul meu prea iubit. Așa tratez un fiu prea iubit? Eu țin minte când eram mai tânăr, și diavolul a venit cu ispita aceasta la mine, după ce am stat cu minte la cor, alții mai vorbeau, nu că mă dau eu fariseu sau că mă dau eu prea sfânt, dar eu am decis să citesc Biblia. Nu eram eu așa basist bun, dar am avut și eu, I guess, rolul meu. Și când se întâmplase un lucru extraordinar de neconceput de, greu cu mine? Când am trecut prin vorba aceea Valea Ombrei Morții, știți care, după ce, după șocul, după ce șocul inițial s-a dus, știți care a fost gândul meu? Doamne, așa stratezi tu robii tăi? Cu astfel de prieteni, cine are nevoie de dușmani? Chiar așa-ți bat joc de mine? Chiar așa? Unde ai fost, Doamne? Când s-a întâmplat incidentul acela, problema aceea. Punem la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Punem la îndoială provizia lui Dumnezeu. Doamne, dar pe alții i-ai hrănit, pe mine nu? De alții te ocupi, de mine ai uitat? Poate nu chiar poți să ne porți toate, gri... de toate nevoile noastre. Nu poți să te îngrijești de toate nevoile noastre. Ai spus că până la adânci bătrâneți voi fi cu tine, dar, Doamne, la 30 de ani, făcând lucrul tău, poate chiar nu poți să îmi porți de grijă și trebuie să mă descurc eu. Că eu știu cum. Eu am putere. Eu am tărie. Sunt uman, dar sunt și fiul lui Dumnezeu. Și îmi voi exercita puterea, autoritatea pentru a-mi împlini scopurile stomacului meu și nevoile mele, care sunt legitime, Doamne. I'll do it my way. Nu mai mă voi încrede în Cuvântul tău, ci mă voi încrede în șoapta celui rău. Și în înțelepciunea mea, pentru că el a pus problema în formă aceasta. Și sună bine. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. În viața Domnului Isus Hristos, în umanitatea lui, a pus la îndoială suveranitatea lui Dumnezeu. Poate nu mai este în control. Căci, dacă este sfânt, ar putea să-mi vină în ajutor dar nu a venit. Sfințenia lui Dumnezeu că nu este drept, nu este just ca cel bun și cel neprihănit să sufere timp ce alții se descurcă și se bucură. De aceea, sugestia diavolului a fost să își folosească puterea de a lua lucrurile în mâinile lui și a interveni în afara voii Tatălui Ceresc. Aceasta, iubiților, este esența ispitei. Prima ispită să pună la îndoială toate atributele lui Dumnezeu din nou în umanitatea Domnului Isus Hristos. Acum, haideți să vedem în al doilea rând răspunsul Domnului Isus Hristos. Această ispită se vede mai clar atunci când privim răspunsul dat de Mântuitorul. Și observați, deși ispititorul s-a apropiat de el, Matei 4 cu 3, Domnul Iisus nu cumpără modul în care diavolul își încadrează argumentul. Jesus, doesn't accept the way he framed the argument. Pentru că dacă accepți forma în care diavolul a pus problema, dacă accepți forma în care diavolul a interpretat Scriptura și aplică Scriptura, ești terminat. de trebuie să fii alert. de trebuie să ai discernământ. De aceea, cei care propovăduiesc Evanghelia trebuie să cunoască bine Scriptura și să fie gata să stea împotriva oricărui potrivnic. De aceea nu cumpărăm gunoiul diavolului, ci luăm orice gând și îl facem rob ascultării lui Hristos. Iubisor, bătălia în pustiu s-a dus în mintea Domnului Iisus Hristos, în umanitatea Lui, în a nu accepta cum pune diavolul problema în primul rând și o interpretare clară, reală și biblică. O interpretare divină. Și iubiților, omul Iisus Hristos nu se lasă condus de o teologie aberantă, de o interpretare goală distrugătoare și eretică, oricât de bine ar suna inițial. De aceea, unii spun și zicala aceasta diavolească, Doctrine divides, stay away from it. Doctrina cauzează diviziuni, ca atare evită doctrina. noi ne închinăm în Duh și în adevăr. Nu există unitate fără adevăr. Astfel de ecumenism este din partea celui rău. Domnul Iisus Hristos nu se lasă convins de cel rău. Domnul Iisus Hristos încadrează învățătura, teologia și interpretarea și aplicarea reală după adevărul Sfinților Scripturi. Observați cum pune Domnul Isus Hristos și cum, uh, uh, cum încadrează El argumentul. Drept răspuns, Isus i-a zis. În limba română sună foarte frumos. Drept. A real way to frame this issue. Forma reală în care pot să încadrez astfel de argument a celui rău când vine către tine a fost în felul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ce a zis? Este scris. Pe ce autoritate se bazează el? Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu. Ce argument! You have to see this. Ce argument are omul Isus Hristos dus de Duhul Sfânt în pustie să fie ispitit? What comes out of his mouth? What's the first thing that comes out of his mouth? Este scris. Un cuvânt scris, un cuvânt încercat, un cuvânt testat, un cuvânt care nu va pieri niciodată. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Ce autoritate avem noi înaintea diavolului, înaintea ispititorului? Ce autoritate avem noi în lumea aceasta dacă negăm și dacă nu cunoaștem și dacă nu iubim și dacă nu trăim cuvântul adevărului, cuvântul vieții, cuvântul Domnului Isus Hristos, Mântuitorul Isus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu? Spune, este scris ce este scris? Omul nu trăiește numai cu pâine. Dar cu ce trăiește omul? Cum adică? Din punct de vedere biologic, pâinea, hrana, materia, trăiește cu aer? E nevoie de aer. Dar, iubitilor, încercați să nu consumați pâine. Look at, -o. uite cum încadrează Domnul Iisus Hristos argumentul. Recurge înapoi la cuvântul lui Dumnezeu din Teuteronom capitolul 8, versetul 3. L interpretează, îl aduce în contextul lui real și îl explică. Mi-l explică nouă, el a explicat diavolului, nu că nu a știut diavolul, a știut diavolul, dar a încercat să-l schimbe, să-l pervetească, să sune pocăiește, să sune plin de putere. Dar domnul nu face aceasta. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu ce trăiește omul. Cu orice cuvânt, care iese. Toată scriptura este breathed out, care iese din gura lui Dumnezeu. Biseror, deși este adevărat că Dumnezeu a rânduit ca pâinea să iasă din pământ. Și să hrănească pe om. Iov 28 cu 5. Deși este real lucrul acesta. Dumnezeu, pentru că este suveran. Acesta este un apel la o reafirmare a suveranității lui Dumnezeu și toate punctele de atac în răspunsul acesta sunt contracarate. Și reinterpretate corect din punct de vedere biblic, pentru că Domnul este suveran, Domnul poate folosi ce vrea El pentru a hrăni și pentru a susține pe om. Este o minune că a supraviețuit Domnul Iisus Hristos ca și Moise și ca și profetul 40 de zile și 49 fără pâine, și fără, fără apă? Este o minune? But believe it. Cel care a început această lucrare frumoasă, minunată, minune în viața voastră, credeți că nu o poate duce la bun sfârșit? Depindem noi de oameni, depindem de șoapta diavolului, depindem de percepțiile noastre? Depindem de rachetele celui rău care le lansează înspre Israelul Domnului? No, friends. Nu, dragi prieteni, și surori, nu putem. Observați textul din Deuteronom, capitolul 8, versetul 3. Cât de frumos. Astfel de smerit. Domnul Iisus Hristos a învățat prin suferință astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi foamea și te-a hrănit cu pâine, cu altceva. De unde a ieșit acest altceva? De la Dumnezeu. Pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră. De ce a făcut lucrul acesta? Să te înveți o lecție. Căci omul nu trăiește numai cu pâine. Și cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Moise reamintește lui Israel că atunci când nu a putut să obțină pâine, Dumnezeu i-a oferit o hrană extraordinară în pustie, care atunci când este analizată astăzi, conține toate lucrurile de care au nevoie. Dragilor, câți ani i-a hrănit Domnul cu aceste lucruri. 40 ani. Este un miracol? Este minune? Aceasta a fost venită să dovedească, să evidențieze, că în toate timpurile care vor veni, viața omului nu se limitează la pâine, ci depinde de Dumnezeu și de bunăvoința Lui vreau să repet, aceasta a fost intenționat de Dumnezeu, așa cum este notat de Domnul Isus Hristos, să ne aducem aminte că viața omului nu primește putere din pâine, ci din mână și din bunăvoința lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă arăt. Ce clarifică Domnul Iisus Hristos despre însemnătatea textului biblic? Observați că după ce l-a creat Dumnezeu pe om, Dumnezeu nu a spus că nu mai va avea grijă de el. Așa cum Dumnezeu a suflat în nările omului suflarea vieții, tot așa Dumnezeu păstrează în mod constant. Și susține în mod constant viața umană, acesta este harul comun care Dumnezeu dă fiecărui om. Și când retrage Dumnezeu mâna lui, omul nu mai rezistă, indiferent de câtă pâine are și câți bani au oameni. Evrei 1 cu trei spunem în felul următor, el care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Ce face? Care ține toate lucrurile cu cu ce? Cu cuvântul puterii lui. Deși trăim iubiților cu pâine, repet, nu trebuie să atribuim sprijinul vieții puterii pâine, ci bunătății lui Dumnezeu. Pentru că poți avea pâine și pâinea să nu te ajute deloc. Observați textul biblic. Mica, capitolul 6, versetul 14. Profetul Mica, 6, 14. Vei mânca și tot nu te vei? Ai pâine? Te saturi? Nu. No. Îți folosești la ceva? Nu. No ci foamea va rămâne în tine. Ce vei lua dinaintea vrăjmașilor, nu vei scăpa, că ce vei scăpa, voi da pradă sabie. Vrei să trăiești sub momeala celui rău? Să te descurci singur? Dumnezeu are capacitatea ca pâinea care e normal, ca și un har comun, care ar trebui să-ți dea putere, care ai putere, ar trebui să poți să aduni câte ceva, să-ți iei de la tine și mănânci pâine, dar nu te saturi. Trece prin sistem și nu este niciun nutriet, pentru că Dumnezeu este acel care a creat sistemul de digestie ca să iei vitamine și hrană din mâncarea pe care o consumăm. Hagaie capitolul 1, versetul 6. Hagai 1, 6. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Știți cineva ce înseamnă asta? beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă, spartă. Pentru că în textul acesta, pentru că casele noastre sunt grozave, dar casa Domnului este în parage. Hagai 1 cu 9. Vă așteptați la mult, și iată că aveți puțin. Ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice domnul Strilor. din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Mi s minte ca și copil, de aceea e important să ne rugăm și cu voce tare din când în când în biserică, să audă frații și tinerii rugăciuni, de aceea este important și acasă părinții să se roage. Eu am observat și n-am înțeles până nu am analizat mai detaliat textul acesta. Rugăciunea de binecuvântare pentru masă. Doamne, îți mulțumim pentru această, aceste bunătăți, le primim ca un dar din partea ta. Să că prin ele tu ne porți de grijă. Și, Doamne, dăruiește acestor bunuri de mâncare puterea de a ne hrăni să -ți slujim ție. Este biblic? Ca și copil poate te scarpi pe cap. Normal că o să aibă puterea de a te hrăni. Nu. Trebuie să trăim într-o dependență totală de planul divin al lui Dumnezeu și să nu lăsăm pe cel rău să ne ispitească, crezând că putem să călcăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Observați, Domnul Iisus Hristos reorientează discuția la adevăr. Diavole, știi ce? Eu mă încred în Domnul și nu o să fac ce nu este voia Domnului Iisus Hristos, pentru că mâncarea mea ce este? Să fac voia Domnului. Înțelegeți textul din Ioan, capitolul 4. My food is to do the will of God. Concludem cu câteva aplicații practice. Nu ca și cum până acum n-au fost aplicații practice. Drag frate și sora, nu-ți vinde sufletul pentru pâine. Drag tânăr, nu-ți compromite integritatea și puritatea, dragă tânără, pentru plăcerea de o clipă în care diavolul pune, ai nevoie, în care diavolul îți aduce cărți, poate de al Dobson sau de la alții care se numesc creștini, psiologi siatri, și spune că este permis și una și alta reframe the Nu. Nu mă voi compromite indiferent, chiar dacă mor. Eu am cuvântul lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu spune că este păcat, este păcat. Este o urăciune, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Ochii mei nu vor privi acolo. Urechile mele nu vor asculta astfel de muzică. Nu vom compromite tinerețea. Nu-ți compromite familia. Drag frate și sora, diavolul va spune, auzi, nu merită soțul ăsta. Nu merită soția asta. Mă chinuie, trește neascultare de cuvânt, mă pot descurca singur. Nu! Rabdă! Un an, doi, trei, patru la moarte și vei primi curuna vieții, nu te compromite! Mântuitorul Iisus Hristos a spus, este scris să nu precurvești. Este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să te închin, după cum vom vedea în a treia ispită. Deși diavolul vine ca și un prieten, auzi, știu eu care este situația ta, te înțelegem, hai să stăm de vorbă, Te intrăm în deaptra și în stânga, cântăm la vioară și îți dăm un pahar de vin ca să-ți potolim cugetul, să amorțim cugetul, să punem stop la cuget și la conștiință. Nu! Don't accept it! De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, ucenicilor aceste trei ispite că aici era prezent Fiul lui Dumnezeu și diavolul în vaset dar El ne-a dat putere să nu ne compromitem, indiferent cât de greu ni se pare. Că nu-ți berge bine cu finanțele, nu fura, nu înșela, nu trașa, nu întoarce rău pentru rău, și voi, binecuvântați, nu blestemați, spune Domnul Iisus Hristos, indiferent cât va dura, poate toată viața ta, trăiești ce spui tu și crezi tu că este o nedreptate, ca și Asaf, aștea, vai de mine ce bine le merge, și eu, sărmanul de mine. Don't compromise. Nu-ți compromite viața, ci încrede-te în Domnul Iisus Hristos. Permiteți-mi să conclud cu cuvinte atât de frumoase a unui om răi Dumnezeu care nu s-a compromis. Iov, capitolul 2, versetul 7 la 10, motoul nostru. Apoi a lovit pe Iov. Cine? Deavolo. Săgeată? L-a lovit? oia, oh, În trup. Dar de viața lui. Să nu? Te atingi. Cine e suveran? A știut Iov ce se întâmplă în spatele scenei? Apoi a lovit pe Iov cu bubarea din talpa piciorului până în creștetul capului. Să nu poți să stai jos open wounds smelly open sores și-a lovit și Iov a luat un ciob să se scarpine și-a pe ce nevasta s-a i-a zis tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Uite cum se apropie. Știe diavolul pe cine să aducă să se apropie. Cu o interpretare, he framed the, she framed the issue wrong. It's all how you frame the issue. Not biblically. Deși a sunat logic. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Soluția. Transformă. pietre acestea în pâini. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Care era echivalentul de a transforma pâini din pietre. Dar Iov i-a răspuns. Ce înțelepciune? Ce har! Vorbești ca o femeie. <laughs> How about that? A reframing of the issues. <laughs> I was, you've got it wrong. <maz�> Cum adică wrong? Ești în bube, te scarpin, te doare. Ți-ai pierdut toți copiii, mă, omule. Nu înțelegi? Că Dumnezeu ori e în vacanță, ori nu interesează, ori nu te iubește, ori nu-i suveran, este o forță mai puternică. Blastă-mă și scapă odată, că nu mai te poți suferi. Vremești că vorbești ca o femeie nebună. Ce? Să primim de la Dumnezeu suveran care cunoaște toate lucrurile. Binele? Și să nu primim? Și Raul. De la cine vine Raul? Tot de la Domnul. He knows why. în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele lui. Și în Iov 13 cu 15, în engleză Job 13-15, în engleză sudă tradus mai corect, da, mă va ucide. Though he slay deși mă va ucide. I will hope in Him. Deși mă va ucide, nădejdea mea va fi în El. Nu-mi voi pleca genunchile înaintea substanței diavolului. Nu ne vom închina turnului, adică chipului turnat în Babilon. Nu. No. Pentru că este scris doar Domnului să ne închinăm. Misteror, ce putem face când rachetele adversarului vin? Să apelăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Nu este suficient timp să explorăm mai detailat nuanțele acestea. Și data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, vom trece la a doua și apoi la a treia ispită, dar cred că este suficient să avem aceste trei nuanțe ale primei ispite. Ispita să negăm cuvântul lui Dumnezeu și vericitatea Lui, adevărul cuvântului. Ispita să reinterpretăm ce înseamnă mântuirea noastră și ce a însemnat pentru Domnul Isus Hristos mântuirea noastră. Și ispita să punem dragostea provizia, suverenitatea și sfințenia lui Dumnezeu la întrebare. Haideți să rămânem supuși cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, care este adevărul. Și să avem ochii deschiși și urechile deschise pentru a-i aduce lui glorie, cinste, slavă și onoare. Amen.